Da, Lațiul este paralizat de un uriaș protest al transportatorilor din oraș. Toți șoferii și vatmanii care lucrează pentru primărie au refuzat să iasă pe traseu. Nemulțumirile lor sunt de natură salarială. În tot acest timp, gălățenii au așteptat 10 de minute în zadar în stațiile de autobuz și tramvai. Singurele autobuze care au plecat din bază au fost cele care transportă angajații combinatului siderurgic și cele care asigură transportul elevilor. Încă de la ora 5 dimineața, peste 300 de salariați au întrerupt lucrul. Oamenii sunt nemulțumiți că salariile nu le-au mai fost indexate cu echivalentul inflației. Această rată a inflației trebuia achitată încă de la 1 ianuarie. Colegii sunt hotărâți să nu mai iasă la traseu de data asta până nu, când nu vor primi scriptic, deci pe hârtie, act adițional semnat pentru acea sumă. Nemulțumirea a dat în clocot în momentul în care au aflat că salariul directorului regiei de transport public ar fi fost majorat cu peste 4.500 de lei. A fost păcăliți autoritățile orașului. Gen primarul a fost de acord cu tot ce se întâmplă, da, avem susținerea dumnealui, s-a exprimat și public că ne ajută și sunt fonduri, domnul director susține că nu. Pentru dumnealui se poate, la dumnealui este legal, dar la noi nu este legal. Ne-a mințit, primăria a venit cu o ofertă pe care noi am acceptat-o, dar dânsul nu vrea să semneze. Foarte greu prețurile care sunt, vedeți că toate s-au scumpit și la urma urmei este munca noastră care... vrem să fie apreciată. Nu au niciun motiv pentru a face acest protest spontan sau grevă. Au avut creșteri salariale și eu nu înțeleg de ce fac acest protest. Eu n-am cum să-mi majorez salariul. În primul rând, le-am spus și lor vineri. În oraș, gălățenii au așteptat în zadar în stații. Pentru a ajunge la locurile de muncă, au fost nevoiți să iau un taxi sau să meargă pe jos. Nu circulă autobuzele. Da? N-am știut. O să iau un taxi. Voi întârzi la serviciu, dacă trebuie să ajung la serviciu. Altă soluție nu am, din câte văd. Între timp, directorul societății de transport în comun și-a anunțat demisia. Greva continuă însă. Singurele curse care vor mai fi efectuate până la finalizarea conflictului de muncă sunt cele care transportă angajații la combinatul siderurgic și cele care asigură transportul elevilor.